Se apropie Paștele, iar cei care merg la cumpărături au mari șanse să dea și peste polițiști. Sunt controle în piețele și magazinele din toată țara. Agenții verifică dacă oamenii poartă masca de protecție și păstrează distanța. Amenda pentru cei prinși pe picior greșit este cuprinsă între 500 și 2500 de lei. O astfel de acțiune a avut loc astăzi în piața Obor din capitală. Uite, eu așa am fost, uite așa am stat. Uite, înțeles, ar trebui să o aveți la dumneavoastră. Am înțeles, iertați-mă din suflet, vă rog să mă iertați. Ați mai luat amendă? Am mai luat și de frică, am ținut mereu, să știți. De câte ori ați luat amendă? De 4-5 ori. Tot așa pentru că n-ați purtat masca? Da. Vânzători sau clienți își trăgeau rapid masca pe nas la vederea polițiștilor. Vă rugăm frumos să purtați masca deasupra nasului. Gata, 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 mi-a picat jos că m-am aplicat. Da, da, aburesc ochelarii, de-aia mai trag. Nu, și e valabil și pentru doamne. Când vorbesc, să las în jos. Respir cam greu și mi-am șters nasul, dar o port și pe nas. Au fost și persoane mai puțin norocoase. 420 de amenzi au dat în total polițiștii din București. Controlele vor fi sporite în toată țara. Ne așteptăm ca săptămâna viitoare cetățenii să meargă să facă grătare. Astfel, ei avertizăm că nu au dreptul să formeze grupuri mai mari de 6 persoane dacă aparțin din familii diferite. Aceștia riscă o amendă de la 500 la 2500 de lei. Știu că s-a spus deja de multe ori, însă este foarte important să mai amintim încă o dată. Masca se poartă corect pe nas și pe gură. Însă dacă sunteți prinși pe picior greșit, trebuie să știți că polițiștii merg în primul rând pe prevenție și este posibil să scăpați doar cu un avertisment. Țineți cont însă că weekendul acesta în capitală vor patrula în total 800 de polițiști. Cristina Dobre, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.